Nu doar odată la redacția Roman TV a ajuns informația potrivit căreia la spitalul din Roman nu s-ar furniza apă caldă sau că această utilitate ar fi furnizată cu porția. Spitalul deține, potrivit informațiilor oficiale, centrală termică proprie, unele secții având chiar propriile dotări de acest gen, cum ar fi cele de obstetrică, ginecologie, oncologie sau neonatologie. În ceea ce privește furnizarea apei calde, purtătorul de cuvânt al unității sanitare Romașcane a precizat că este posibil ca apa să se încălzească mai greu în robinetele de la etajele superioare. Pentru Spitalul Municipal de Urgență Roman, atât la Spitalul Nou cât și la Spitalul Vechi, este furnizată în permanență apa caldă. La etajele superioare este adevărat că aceasta ajunge mai greu până se încălzește. Venind sezonul rece, după o revizie prealabilă a centralei și după verificarea caloriferelor, a fost deschisă căldura pentru spitalul. Aceasta se furnizează zilnic între orele 24 și 7, 11:14 și 17:21. Programul de furnizare a căldurii în spital poate fi modificat în funcție de evoluția vremii.